Proiectul autostrăzii care va uni Moldova de Transilvania va ajunge și pe masa președintelui Claus Iohannis. Trei asociații care au demarat o campanie de susținere a acestui proiect se vor întâlni în luna octombrie cu președintele țării pentru discuții legate de autostrada Ungheni iași târgu Mureș. Noi vrem să introducem în discuții la nivelul cel mai înalt această investiție pentru că o considerăm o investiție majoră, o investiție strategică de interes național, deoarece până la urmă este vorba de a uni două regiuni ale României, Moldova și Transilvania, a declarat Cătălin Urtoi, membru fondator al asociației împreună pentru A8. Împreună pentru A8, Moldova vrea autostradă și pro-infrastructura sunt cele trei asociații care militează pentru urgentarea procedurilor de construcție a autostrăzii care va uni Moldova de Transilvania. Noi știm foarte clar că problema e în România. Tot răul din aceste investiții, tot ce înseamnă infrastructură mare, vine de la CNIR, unde sunt mulți nespecialiști plătiți din banii noștri care nu fac nimic. Nu vom rezolva nimic dacă nu vom înlocui neprofesioniștii cu profesioniști. a mai adăugat că Urtoi de la asociația împreună pentru A8. Grupul de inițiativă civică susține că că acest proiect face parte din culoarul principal de transport european, așa cum a stabilit Comisia Europeană în 2012, apare și în Masterplanul General al României, ceea ce permite inclusiv accesarea de fonduri europene pentru 85% din investiție.